Înainte de a te pregăti să mai citești niște poeme din ultimul volum de versuri pe care îl vei lansa peste câteva zile, tocmai de aniversarea zilei dumitale, la vârsta aceasta frumoasă de 80 de ani, nu oricând ai bucuria să întâlnești un om la vârsta de 80 de ani și nu oricând ai bucuria să fii lucid, să fii sănătos, să ai mintea atât de limpede și să poți vorbi despre creația și despre poezia ta. Am vrut doar să mai spun următorul lucru, că dumneata te-ai implicat extraordinar de mult în viața comunității. Și la Cicărlău, câtă vreme ai fost preot și ai intrat în juriile primului cenaclu literar sau festival de poezie Vasile Lucaciu, dar și în perioada în care a ajuns preot la SEI. Nu mai spun de resfințirea bisericii și de faptul că noi am făcut un documentar împreună, mă reîntorc și zic că ai fost un truditor al documentelor. Ai redat, dincolo de serviciile religioase comunității din Săin, cartea lor de identitate. Ai creat, ai stat în arhive, ai pierdut enorm de mult timp ca să scrii prima monografie a localității Săin, Cetatea Zinir. Ce bucurie mai mare poate să aibă un dascăl sau un preot a unei comunități să ofere, dincolo de serviciul lui, și cartea de identitate a așezării respective. Aș vrea să spui un pic despre travaliul acesta, despre munca aceasta cu arhivele și până când ai dus, iată, în două ediții, această strălucită monografie. Pe lângă creația literară de poezie sau proză, a scrie istorie este o mai mare responsabilitate, pentru că ea trebuie să fie redată așa cum s-a petrecut și trebuie să te informezi, să te documentezi despre fiecare perioadă și despre tot ce s-a întâmplat în o anume localitate. Mi-a trebuit mai mulți ani ca să mă documentez și am pornit de la parohie, unde am găsit niște informații de la preoții anteriori, de la Alexiu Berinde, care a scris câteva pagini în manuscris, scris de mână, și de aceea mi-a fost pornirea și am dezvoltat și am scris prima monografie a localității, a orașului Săin, acum care de presă a fost, la prima lansare, a fost numită întâiul buletin de identitate a Săinului. Ai fost inspirat de prima bisericuță de lemn Da, de sub pădure de de pe sub lângă pădure, Seine. Biserica Haiducilor, pe la 1521, și n-am vrut să uite despre aceasta și despre istoria localității, nu numai pe linie religioasă, ci sub toate aspectele vieții pe care le are o așezare, o comunitate de oameni. Este Sigur. lăudabilă această întreprindere a dumitale, pentru că monografia este semnată de tată și fiu, sau de fiu și tată. Deci, iată cum două generații, cum tată și fiu, își dau mâna, se duc în arhive și semnează această monografie. Este o Da. teribil, de fapt, este o predare a ștafetei de la tată la fiu, de la o generație la altă generație, cu obligația de a duce mai departe cartea. Ceea ce vreau să mai scot în evidență este faptul că am
fost la Arhivele Naționale, la Biblioteca Județeană, pe teren și la oameni din localitate și am luat informații, m-am documentat. Cartea inițial are 13 capitole, de la prima ediție la a doua. A doua ediție am adus-o din anul 2003 până în 2018, anul centenarului. Ea a fost susținută de Consiliul Orășenesc. Județean. Așa, da, așa. Și de Consiliul Local din Sein, la aniversarea 100 de ani de la Unire. Deci are 13 capitole, voi cita din primul capitol, așezarea geografică, condiții naturale, geomorfologia, condiții de climă, flora, fauna, capitolul 2, probleme de toponimie, capitolul 3, istoria Seinului și a locuitorilor săi, pământ românesc, aspectul fizic și demografic, starea economică și socială, felul de viață a seinenilor, situația locuitorilor seinenilor în perioada interbelică, viața socială, economică și culturală după evenimentele din decembrie 89, capitolul 4, mărturii arheologice, documentare despre existența seinenilor, organizarea în trecut, mărturii persecuțiile religioase, lupta țărănimii împotriva feudalilor, invaziile, capitolul 5, istoria zidirii biserici actuale, arhitectură, pictură, obiecte vechi de cult, cărți vechi de cult, capitolul 6, biserica unui vis care se așteaptă împlinirea, este vorba de biserica pe care generalul Georgescu Pion în 1939 i-a pus temelie în parcul vis-a-vis de orășin. Așa, pe care Horthy cu cei în 49 au dărâmat-o până în temelie și au călcat cu potcoavele cailor peste ea. Capitolul 7, șirul preoților din parohie. Capitolul 8, școala confesională, învățământul în limba română, personalități de ieri și de azi a seinilor. Capitolul 10, Biserica Unită cu Roma, greco-catolică din Sein. Capitolul 11, viața bisericească a cultului catolic și reformat din Sein. Capitolul 12, istoricul localităților Săbișa și Viile Apei care țin de orașul Sein. Și capitolul ultim, 13, probleme de etnografie și folclor românesc în Seini, portul, produse ale arței populare, datini, obiceiuri, practici legate de anumite anotimpuri și sărbători din cursul anului, obiceiuri și practici legate de momentele importante din viața familiei și a obștei, botezul, nunta, înmormântarea, epilog, glosar dialectal și bibliografia. Deci este o lucrare de 558 de pagini. Domnul Părinte, da. Este o lucrare complexă. Este o monografie care urmărește în linii mari și profunde școala sociologică a lui Dimitrie Gusti, care s-a născut, după cum știm, la început. Acesta va rămâne ca un document. Nu vrei să intrăm din nou în poezie și să reciți poezia Seinel? Ba da, și asta. Pentru că este atât de legată de Seini și de spațiul cetății Zinirului, încât nu putem să trecem mai departe. Însăși numele localității se trage fie de la acest pârâu sau de la oile săine sau strugurii săine care prezenți în hotarul satului. Un poem dedicat pârâului Seinel. Seinel, fir de argint, izvorând din carul mare, roi de stele porți în valuri,
diamante și cristale, lacrime încremenite pe altarul din cetate, al oștirilor jertfite din adânc de vreme uitate, murmurând răstorn la vale nestemate și rubine, cântece de amar și jale, doruri înecate în tine, într-o vatră ancestrală, lângă un zid de oseminte, înălțate catedrală, până în cerurile sfinte. Se inel fir de argint, câte au fost și nu mai sunt, numai tu pe aceeași cale, scăldând plaiuri românești, din Sein la Carul Mare, vei cânta într-al tău mers zborul nostru în libertate prin întregul univers. Extraordinar! Poezia aceasta este plină de nostalgie și mă prinde și pe mine o nostalgie, pentru că în urmă cu vreo 15 ani m-am însoțit la biblioteca din Cluj-Napoca, unde în fața unui public imens și a mitropolitului Clujului ați lansat un volum de versuri și ați citit poezie și acolo. Am fost alături de dumneata și la acest eveniment. Până când vei căuta o poezie din volumul respectiv, aș fi vrut să te întreb, așa, după 80 de ani trecuți și petrecuți în acest spațiu a Seinelului, te cuprinde o nostalgie? Evident, sunt legat sufletește de locurile acestea. Iată, de 42 de ani în Sein și mi-am zidit și sufletul în toată lucrarea și în cuvânt și în celelalte edificii care le-am făcut, de la iarbă verde le-am înălțat, casă nouă parohială, anexă, biserica restaurată interior, exterior, împodobită cu o pictură foarte frumoasă și dotată cu toate cele necesare și cultului, și sigur că sunt legat de această localitate și aici mi-am pregătit și casa de veci și voi rămâne pentru totdeauna. Domnul Părinte, și atât de frumos vorbește despre biserică, despre această catedrală construită de Alexiu Berinde. E un monument. Mă cuprinde din nou o nostalgie, pentru că am văzut un reportaj de curând despre o catedrală din Dublin, unde în zi de duminică oamenii mergeau la restaurant. Deci în interiorul bisericii era un restaurant. Care crezi dumneata că va fi soarta bisericii peste 100 de ani? Eu totuși nu trec speranța și am credința că poporul nostru nu se va depărta de credința în Dumnezeu. Asta mi-e speranța și nădejdea. Păi vezi, pentru că noi ne-am născut creștini ca și popor. Apostolul Andrei este apostolul neamului românesc și dacă în 2000 de ani și în comunism și în toate, sper că credința va birui. Biserica va rezista și va rezista, pentru că ea este întemeiată de Dumnezeu și întemeitorul ei, Mântuitorul Iisus Hristos, a spus că nici porțile iadului nu vor birui. Mă gândesc, domnul părinte, la ceea ce a făcut mama dumitale, la visul pe care l-a avut ca să te aducă pe lume. Câte fete din generația asta trec prin asemenea momente și câte dintre ele vor avea acest vis ca să lasă copiii să trăiască, să ajungă preoți pe pământ, slujitori ai bisericii și poeți.
Nu știu de ce mi-e frică de această lume ciudată, de aceste guverne și parlamente politice europene care vor să ne interzică sărbătorile, vor să nu mai avem Paști, vor să nu mai avem Crăciun. De asta mă cuprinde o nostalgie și sunt așa de fericit că vorbesc cu un om care a slujit biserica și a înflorit-o și a înălțat-o timp de aproape jumătate de secol. Dragul meu, dacă n-au reușit trei secole într-una împărații romani care au vrut să șteargă și numele de creștin de pe fața pământului și dacă au fost atâția martiri care și-au dat viața pentru Hristos, eu cred că nici porțile iadului, nici diavolul, Antichristul care va veni pe pământ, nu a putea să scoată din sufletul oamenilor, nu a tuturora. Sunt care s-au lepădat de credință, sunt care se lapădă de biserica adevărată a lui Hristos și de așa. Dar nu te teme, turmă mică, spune Mântuitorul Iisus Hristos, adevărați credincioși a lui Hristos vor fi în stare totdeauna să jertfească pentru credință. Domnul Părinte, am această convingere absolută. Vreau să vă mai spun că în anii 90 am făcut o călătorie în Chișinău. Și în drumul spre Chișinău, până când am fost găzduiți la Mănăstirea Căpriana, am intrat în două biserici părăsite. În două biserici care au servit în perioada comunistă drept grajduri pentru colhozurile, pentru CAP-urile de acolo. Și am rămas așa și am zis, Doamne, am fost șocat. Am zis, se poate să ajungă să transforme o biserică într-un grajd? Și văd că oamenii nu învață nimic la istorie. Suntem atât de aproape, cu armele în spate, mereu se ceartă mai mari lumii și nu se apleacă o clipă să se roage, să aibă rugăciunea de seară, să intre în biserică sau să treacă pe lângă ea cu evlavie și să nu o transforme în restaurant. Am rămas șocat. În loc să auzi murmurul rugăciunii dintr-o biserică, am auzit gălăgia infernală a unor oameni care la ora de Sfântă Liturghie luau masa și petreceau în interiorul unei biserici, în Dublin. Din păcate, asta e realitatea de astăzi. Mulți dintre oameni uită de Dumnezeu, se lapă de Dumnezeu, dar fără de El nu putem face nimica. Dacă ne depărtăm de Dumnezeu și El se depărtează de noi, să ne ferească Dumnezeu de mustrarea Lui cea dreaptă și toate conflictele astea și războaiele care se poartă și s-au purtat sunt tocmai din lipsa credinței în Dumnezeu și a dragostei între oameni. Deci dar, au cauza aceasta religioasă. Multe din războaie da, și din răutățile în decursul istoriei oameni. Au fost și războaie și religioase și neînțelegeri de opinii religioase. Dar noi trebuie să fim încrezători și optimiști și să nu încetăm să ne rugăm lui Dumnezeu pentru întreaga omenire.